Un grup de elevi ai Liceului de Artă Sabin Drăgoi au onorat învățământul arădean. Ei au participat recent la concursul de interpretare de la Timișoara și s-au întors acasă cu 9 premii. Cei 9 reprezentanți ai județului Arad la concursul de interpretare de la Timișoara sunt elevi din clasele 3-8 la Liceul de Artă Sabin Drăgoi. Ei s-au pregătit cu conștiinciozitate timp îndelungat pentru a participa la acest concurs, care este echivalentul pentru ciclul gimnazial al Olimpiadei Naționale de Interpretare pentru elevii de liceu. Munca elevilor arădeni și a profesorilor care i-au pregătit a fost răsplătită în mod deosebit. La faza finală a concursului, toți cei 9 elevi au fost premiați. La secțiunea vioară, elevii Emanuela Buta, Mariana Buta și Dorinel Tuca, obținând locul întâi. La secțiunea violă, Cristin Ghearmati a obținut premiul întâi, iar Gabriel Cerdan mențiune. Tot premiul întâi a revenit și elevului Liviu Gavrilă, care a participat la concurs în cadrul secțiunii trompetă, iar micul pianist Paul Voia Tipei a obținut premiul întâi. La secțiunea flaut, Andreea Ioraș a câștigat premiul 2, iar cel mai mic participant, Mihai Ardelean, a fost recompensat cu premiul special al jurului, realizând punctajul maxim. Alături de cei 9 copii talentați și silitori se bucură și profesorii care i-au pregătit, având acum satisfacția de a ști că orele de studiu intens au onorat Liceul de Artă Sabin Drăgoi.